O să continuăm cu președintele PMI România, Simona Bonghez. Simona, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră de a fi alături de noi astăzi. Te rog frumos să preiei microfonul. E microfonul bun? Da. Bună dimineața! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi în fața dumneavoastră și mulțumesc că l-ați pentru invitație. Nu pot să mă abțin și o să mă iau de una din frazele lui Călin. Nu știu dacă ați remarcat că a trecut destul de repede peste ideea respectivă. A zis, o să mă leg acum de vânzări, pentru că partea de consultanță, de livrare, servicii se face oricum. Și ai zis, eu îi reprezint pe amulții aia care livrează serviciile și care, fie criză, fie nu e criză, ei trebuie să-și facă jobul permanent la fel, eventual puțin mai bine pe timp de criză. Nu o să vă vorbesc despre Project Management Institute, mai mult decât două cuvinte, mă rog, puțin mai mult decât două cuvinte. Project Management Institute este o asociație profesională globală a managerilor de proiect. Suntem în jur de 500.000 de profesioniști, membri în această asociație, la nivel global. În România suntem mai puțini și ca urmare mi-ar face plăcere să fiți interesați de subiect și să vedeți, să căutați, să vedeți ce înseamnă PMI în România și dacă puteți cumva să vă folosiți de această asociație profesională. Titlul prezentării mele, n-am schimbat titlul, se referă la cei cu care intră în contact managerii de proiect și cu care trebuie să colaboreze pentru a livra rezultatul final al proiectului. Și m-am gândit foarte mult când am ales un subiect, pentru că dumneavoastră, cei de aici din sală, reprezentați în principiu antreprenori. Și atunci trebuia să găsesc ceva de care se lovesc și managerii de proiect, dar vă loviți și dumneavoastră. Nemai vorbind de faptul că în multe din cazuri, probabil, dumneavoastră sunteți și în postura de manager de proiect, chiar dacă nu realizați neapărat că sunteți în această postură. Dacă nu sunteți manager de proiect, sigur sunteți într-o altă categorie. Respectiv, noi îi numim pe aceștia stakeholderi. Stakeholder nu înseamnă fripturiști neapărat, ci înseamnă oameni sau grupuri de persoane care, într-un fel sau altul, au puterea de a avea un impact asupra proiectului. Acest impact poate să fie pozitiv sau poate să fie negativ. Și aici apare partea cu prietenii și cu dușmani. Pentru că pe cei pe care îi știu eu că poate să aibă impact negativ, îi țin mereu sub observație. Dar mai apar și aceia care, vorba unui speaker de ieri, se ascund sub un zâmbet amabil și zic, nu se poate, poate mai târziu. Ok, pot să am și... Ziceam că vorbim despre stakeholderi. Cine din cei cu care faceți business sau aveți relații poate să fie stakeholder pentru un proiect în care sunteți implicat? Dați-mi exemplu de categorii de stakeholder. Sponsorul este un stakeholder sau cel care finanțează proiectul? Este evident, el deține pâinea și cuțitul și ăla e. Cine mai poate să devină stakeholder? O autoritate locală care nu vă dă o autorizație sau un certificat este stakeholder? Este, vă spun eu, că dacă nu vă dă certificatul sau autorizația, cine mai este stakeholder în proiect? Exact! Ei sunt stakeholder. Da? Există și alte categorii de stakeholder. Furnizorii, partenerii. Deci toți cei care poate să vă afecteze proiectul. Ok? Gândiți-vă că, de exemplu, implementăm un sistem informatic într-o companie oarecare, mică, medie, mare, pentru...